Proiectul conservare-restaurare la anfiteatrul și forul din cadrul sitului arheologicul Piatra Iana Sarmizegetuza, realizat de Muzeul Civilizației Dacice și Romane, începe să se concretizeze. La sfârșitul anului 2014, proiectul a obținut avizul Ministerului Culturii, iar în ședința de ieri a Consiliului Județean Hunedoara a fost aprobată documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici. Odată depășită această etapă, prin votul favorabil acordat de consilierii județeni, proiectul urmează să fie depus la Agenția de Dezvoltare Regională Vest pentru a se obține finanțare europeană pe axa prioritară 5, privind conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural din cadrul programului operațional regional, pentru care sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va fi deschisă începând cu data de 25 mai. Cu o valoare de peste 5 milioane de euro, proiectul vizează reconstruirea celor două obiective ale sitului arheologic, intrat de câțiva ani pe un traseu cultural european, Ruta Împăraților Romani, certificat de Consiliul Europei. Astfel de care, în mod oficial, intenția ca, pe primul loc, ceea ce trebuie prioritățile de dezvoltare a județului Hunedoara, valorificarea patrimoniului cultural istoric al județului să fie fără doar și poate prima noastră funcție. Pentru se preconizează că lucrările de restaurare din Ulpia Piatra Iana Sarmizegetuza vor fi finalizate în cel mult 4 ani de la semnarea contractului de finanțare, iar numărul vizitatorilor va crește exponențial. Anual, peste 150.000 de persoane vizitează primul oraș construit de romani după invadarea Daciei.